Ce comentarii. Hai să vedem, gata. Deci a pus Maria. Gata, e tot ok. Bun, să vedem care echipă câștigă, a mea sau a ta. Pe ce facem pariu? Facem pariu pe o cremă Nivea Soft? Hai să facem pariu. Dar parcă e prea mică miza, hai două. Două creme Nivea Soft. Bine, nu știu, undeva la vreo 25 de lei o cremă, nu e așa o miză. Da, nu e rentabilă, bine, așa facem. O cremă te ține undeva la vreo 2 săptămâni. Da, da. Ce e, așa e prea mă duc mult? La mare în vacanță, am nevoie de cremă. Da, vezi, uite. Deci, da, dacă câștigi pareu, nu mai bine. Dar uite că apareți sunt în inferioritate ai tăi. Putem că abia a început să te încălzească și ei. Bun, 1-0. Hai, mei, gata. Mă obiește mâine să fie semifinala și finala acolo, să fie chiar, chiar mult mai intens. Păi am fost intens și azi, nu zic, nu, da. Dacă nu interveneau problemele care au fost. Shotgun, Eagle, UMP. Ia să ne uităm pe munca. Deci, zici, mâine scăpăm de shotgun-ul ăsta? Da, mâine, da. Mai bine scu shotgun mâine. Că, sincer, e cam OP. L-am văzut și îl joacă și toată lumea. Și într-adevăr, cât de bun ești, tu nu prea ai cum să-i faci față. Și să mai ai un skin de la da. Bobo, s-a terminat. Ia să vedem pe mâncă aici. Mamă, cât tratează. Hai, Maria. Ia să vedem pe Maria. Maria 1v2. Trebuie să câștig două creme, Maria. Joacă, Maria, pune grup. Da, 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 chiar. Chiar are movement. O, i-a dat lolo, Adi, ce urât, mă, bro. Semifinala începe mâine, tot de la ora 9. E 2-0, Adi, nu 6-0. A dat lolo la fată. Cam de vreme să dea lolo. Hai că poate se motivează ai mei acum. Ia să ne uităm pe Maria. Ce outfit pe Maria, un outfit de vară. A rămas cam în urmă cu lutatul. Mamă, ce only red aici. Ok, mai rămâne din nou Maria. E prea mare distanță pentru shotgun acolo. Poți să sari Maria prin stânga, prin stânga Maria, poți să sari. Ia. Oare să facă Maria 1v2? Ce urât au băgat-o între glurile astea. Ce urât au băgat-o între glurile astea aici. 3-0. Dar nu știu ce face Dragoș. Dragoșul cam lasă singură pe Maria. Da, eu simt că joacă bine, dar nu știu ce e cu ei. Bine, și emoțiile poate e și târziu. Da, da, și astea adevărat. Hai să vedem și pe Dragoș. Dragoș XM, nu știu cine e M. Maria, cine? Da, Dragoș cu Maria. Păi da, dar și Maria de ce are XOFF? Acum ce știi la ce vine OFF? Oficial, probabil. Da, poate. Ea e Maria oficial. Bine, Maria. Uite ce glu a pus. Joacă bine fata asta. Da, da, chiar joacă. Vedem pe Dragoș. Îi dă revive. Ok, sunt 2v2 din nou. Ba nu. Nu i-a dat revive.
4-0, mamă. Chiar joacă bine, ar fi păcat să se ducă scorul ăsta mai departe. Sincer, cred că au emoții. Ia să ne uităm pe Adi. Adi X Mișu. Are coroana în cap. Adi Toxicu. A, uite că le dă inimeară, cred că nu o ne dă. Cred că pot să mă duc să cumpăr cremele. Da. Asta voia să zic. Maria joacă bine, se încurcă în moment de la stres, nici Roberta. Da. Da, se vede așa un pic. Păi și eu când joc pe live, nu mai știu să se întâmplă. Nu știu ce facea de aici. O, din nou pus Dragoș. Bun. Ok, hai să vedem fata versus fata. Fata versus fata. Dacă nu se trebuiește, zic că ea arunda lejer. Ok. Ce hit i-a dat! E jumătate HP. Chiar are nevoie, Maria. Da, aia zic. Se vede că joacă, dar probabil emoțiile. Are voie să spargă glue dacă ar vrea, nu? Da. Se pierde puțin. Mă, ce intens. Pe care puțin era cu zona? Mamă, dar ce capul dă... Noi, dă lolo. Păi da, la cine a început? Ok, da, dar la scorul ăsta. Știu, dar... La scorul ăsta... La prima rundă. La scorul ăsta... Hai să vedem totuși. Putea să o bat acolo mâncă, dar nu am pușat-o când a trebuit. Revine, mamă, ok, hai, văd că voi în chat sunteți optimiști, așa. Hai să vedem. Dar nu știu ce face Dragoș, moare... Poftim? Vor ce tu vrea să-mi cumperi tu cremele. Da, să-ți iau cremele. Da. Ce părere ai că fac turneu 3 fete versus 2 băieți? Ce faci? Turneu 3 fete versus 2 băieți? Da, nu se pare crazy, de aia. De una n-aș participa. De ce? Păi cum, adică toți avem 10 degete, 2 mâini, nu? Păi ok, dar na. Să pui așa 3 fete versus 2 băieți, ca și cum noi suntem mai slabe și avem nevoie să fim 3. Păi nu, stai, nu înțelege greșit. Nu, m-am gândit așa că ar fi ceva mai crazy. Sau mă gândeam să pun 4 fete versus 2 băieți, emulatoarele permise. Da, nici așa n-aș participa. Sau 3 fete versus 2 băieți și... Da, nu știu, mă gândeam la ideea asta. Da, atunci să fie regulant. Mic, tăpul și simplu și gata. Da. Ce că pierdat. Ce faci, băi, insider-e? Uite-l pe Dragoș, a revenit Dragoș în match. Ba nu. What? Mi-a apărut că i-a dat cap. Se pare că șansele noastre scad. Da, poți să cumperi cremele, să știi. Nu mă grăbesc. Hai să deschidem magazinul, mă duc dimineața. Deci la un non-stop eu vreau acum dovada, nu? Aoleu. Deci vreau dovada neapărat. Păi stai că n-am convenit când mă duc să iau.
Bine, hai. N-am zis odată, n-am zis nimic. Adică asta înseamnă că poți să-mi... Poți să-mi trimiți cremele și la anul? Da, da, nu o să fac asta. Corect, ești fair play. Exact. Mamă, 6-1. Deși credeam că pot mai mult. Ia să-l vedem pe Dragoș. Uite, vezi, eu pe și SG-ul ăsta. Da, dar vezi că mai dă o jumătate. Da. Uuu, Dragoș! Cai că am lăsat-o pe Maria. Face primul kill, Dragoș. Ia să vedem pe Maria versus Măca. Mamă, X8. 2-6. 4 runde, hai că nu e așa mare diferență. Nu știu de ce am impresia că Maria joacă mai bine decât Dragoș. Păi nu, chiar joacă acum. Având în vedere că Dragoș a lăsat-o singură cam toate rundele. Ce s-a întâmplat? Nu se mai vede? Ba da, dar era botul la ea. N-ai văzut? Și-a revenit. A, nu, că mă uitam pe Discord. Era botul la ea, dar a intrat acum. A căzut Maria. 7-2. Ușor ne apropiem de final. Deci urmează Ioana Alexandra plus Racon versus Waxel și Your Daddy Rovinar. Credeam că mai e lumea prezentă. Hai că nu e așa târziu, că la ala de fete mi se pare că am prins și mai târziu. Da. Claudia, mersi frumos, Claudia, bine ai venit pe live. Da, la de fete ne-am dus cu el până în 3, 3 și ceva. Mamă, cum se aude shotgun-ul, nu știu, eu am traume. Mai ales la rank, deci când dai de un full squad. Mamă, doamne, cum se aude. Bine, Dragoș, aici. Să vedem pe Măca. Da, ce nume, am mai avut un nume, SMP. Doamne, Dragoș! Tot timp ce 4 era și băiatul ăla. Dragoș! Dragoș, nu așa! Nu așa, Dragoș! Să vezi ce-l ceac tu, Maria, acum, dacă nu i-a rândat. What? Ștefan, mersi, băi! 15 suporteri cadou de la Claudia! Claudia, deci nu pot să zic mai multe că suntem pe un live aici. Important pentru comunitatea noastră de Free Fire, dar nu e sănătoasă, Claudia. Doamne, deci nu știu. Băi, Claudia, tu ai văzut pe ce a apăsat când ai trimis suporteria aia? O secundă, scuză-mă, Claudia, să notez aici. Băi, Claudia, deci tu ai văzut pe ce a apăsat când ai trimis suporterii? ADX Mișu. Gata.